are notul mai mult cu caramel. Este o metodă, o altă metodă de separare care este la filtru. Este mult mai sănătoasă, să spun așa, pentru organism. Folosesc 15 grame cu 250 ml de apă. Este mult mai curată, fiind extrasă într-un timp mai lung. O să fie mult mai tare decât o cafea normală, pentru că timpul de extracție este mult mai mare. Este o râșuță manuală. Este manual, poate de ieșea mai mult punctul ce ar spune. V60 de la filtru, are o formă de V, după cum vedeți, și 60 de la unghiul de 60 de grade. Se scoată toate impuritățile care sunt depuse în timpul în care el stă. În ocazia asta încălzim și serverul, cum se spune, vasul. Desertrașul, cafeaua. După aia ajutăm să ar veni, fac loc la reinfuzie, se cheamă, amestec ușor. Asta se numește ca o preinfuzie, ca la espresso. De exemplu, el are o preinfuzie de 5 secunde. La fel și aici. Și continuăm acum, fără să ne oprim, până la 250 ml. Este o altă origine de care folosim cafeaua, adică omul poate să-și aleagă ceea ce dorește pe, în funcție de ce avem pe stoc. Alta și mirosul, dacă mirosiți, să fie cu totul alt miros față de cafeaua normală. Este ca un ceai de cafea, cum s-ar spune. Puteți să și mirosiți acum, să vedeți mirosul care...
de acum așteptăm să termine extracția. Ar trebui să mai dureze, da. 30 de secunde, între 30 și... timp de vară o să... Pe timp de vară o să băgăm aceasta, să fie și rece, cu fructe, cu gref, cu portocală, care o să fie totul altceva. Ea, când se răcește, își intensifică aromele mult mai tare decât când e caldă. Și în momentul în care e rece, dă mult mai bine și aromele sunt mult mai, cum s-ar spune, mai multe. Mult mai aromat. Degustați? Hai! Două cănițe în paharele. Acum vă rog să degustați. Vă mulțumesc!